Salutare! Hei! În sfârșit ne mai și cunoaștem, ne mai și vedem, pentru că suntem scump la vedere în general. Astăzi suntem în fabrică la Coboc și ceea ce vă voi prezenta astăzi sunt șeminele cu acumulare Coboc, bineînțeles, dar construite cu un material de acumulare, un material menit să înlocuiască pe proiectele unde clienții își doresc un șemineu cu acumulare dus un pic mai departe și care să consume mai puțină energie, mai puțin combustibil, să emane căldură pe o perioadă mai mare de timp și să confere un confort îndelungat casei voastre. Ok, ceea ce vă voi prezenta astăzi sunt noile materiale de construcție Coboc, noile materiale cu acumulare, ce vin în mai multe forme, dar haide să las imaginile să vorbească și pe măsură ce înaintez să vă explic cât mai multe. Ok, ce avem aici este material de acumulare cu grosime de 4 cm, cu formă pe semirotund, ce se pretează pentru șeminee cu acumulare în formă pe semirotund. Aici avem același material acumol, dar cu o grosime de 6 cm deja este pus în aplicare. El este destul de cald. Un pic mai devreme am făcut o filmare cu camera de termoviziune. Pe ea este montat un șemineu care are lungimea de 84 de cm. Da? Dimensiunea acestui ansamblu este de 1,20 m pe 1,80 m pe o adâncime de 72 de centimetri. Șemineul este un șemineu cu simplă deschidere. Pe acest model de montaj, cu 3 alimentări a câte 4 kg de lemn, la 3 ore, în momentul în care se presupune că se încheie acele 3 alimentări cu lemn, ajungem în puterea lui maximă, iar la 12 ore de la stingerea focului în șemineu, la suprafața de construcție a șemineului mai avem 40 de grade. Astăzi am experimentat mai multe modele de montaj, atât pe semirotund,